Salutare și bine v-am găsit la un nou episod aici pe canal. Am rămas dator cu premiile, cu rewards-urile de la Weekend League de weekendul trecut. Dar până să zburăm acolo să vedem ce am prins, haideți, vă rog, apăsați pe butonul de like, dați un subscribe și spuneți-mi voi ce ați prins în acest Weekend League. Am jucat Weekend League-ul sâmbătă seara, am început la ora 11 și am terminat la ora 4 dimineața jucând toate meciurile. Am făcut 9 victorii, în momentul de față cel mai bun rezultat al meu la acest FIFA, dar cu siguranță puteau să fie mai multe. În primul rând ar fi trebuit să fie 10 victorii, pentru că aveam 4-0 în minutul 30 și ceva într-un meci, iar curentul din această minunată locație a decis să cedeze, așa că am pierdut acel meci, bineînțeles, iar tipul n-a binevoit în minutul 30 să dea rage quit, să dea forfeit la meci. Bă, bine spre el, că na, dacă stai și insisti, poate pică netul, pică curentul, moare adversarul, whatever. Am avut și un meci în care, din cauza deconcentrării, l-am pierdut de la 4-1, am pierdut cu 5-4, conduceam 4-1 la pauză. Și încă un meci pe care l-am pierdut de la 2-0 în ultimele 10 minute, am luat 3 goluri, deci aia se întâmplă. Practic, dacă stăteam un pic, o secundă mai concentrat, fără doar și poate, aș fi făcut cel puțin rank 5, sau cu puțin noroc aș fi făcut rank 5, că dacă era rank 5, erau 50 de puncte la ultimul meci și puteam să-l dau liniștit, să fac 51. Dacă mai erau și celelalte două victorii, dar să zicem că pe alea nu le punem pentru că au fost strict greșelile mele și n-a fost vina nimănui, na, ar fi mers un rank 5, dar n-a fost rău nici rank 6. După cum ziceam, am mai avut un meci la final, care oricum nu conta, și vă sfătuiesc tare, tare mult și pe voi să faceți același lucru, să îl donați, să vă dați autogol și să ieșiți. Da. E un lucru drăguț pe care îl puteți face, stresul este și de partea cealaltă, nu doar de partea voastră, așa că de ce să nu dați un meci dacă se poate. Am avut un adversar care nici la 7-0 nu a ieșit, s-a terminat 7-3 pentru că doar am lăsat maneta jos, n-am mai putut să joc așa ceva. Mi s-a părut, nu știu, odios, mi s-a părut fără niciun sens ca la 3 dimineața, că atât era, ca la 3 dimineața să primești 7 goluri și tu să stai în meci. N-am înțeles atitudinea, dar fiecare cu alegerile lui în viață. Și avem picurile de la rank 6, 1 din 4, put Champions Card, îl avem pe Golovin aici, mai era și Icardi, dar am ales să dau pe Golovin pentru rating. Iar al doilea player pick, Madison sau Trippier, m-am dus pe Madison, Trippier este oricum acolo Walker, nu contează oricum în joc, 1.82 și 1.86 pentru 5 ore jucate, super, super blană, absolut perfect, asta am vrut. Bine, în schimb pot să-mi dau seama că șansele ca din două picuri să-ți pice ceva extraordinar mai greu. Mergem la pachete și avem 3 pachete mari și late, Premium Team of the Week Pack, primul Premium Team of the Week Pack pe acest cont în acest FIFA, un rar player spec și un jumbo player spec. În momentul de față absolut toate pachetele conțin și World Cup players, cartonașele alea temporare, și l-am prins pe Zömer, e ok, 1.85, tradable, all good, se merge. Nimic în pachetele de World Cup, un Ziyech și Benacer cu areola right up the kit. Mergem pe Jumbo Rar Player Spec. Bă, pachet mare, pachet. Suarez, Libertad, Conmebol. Suarez și Ibrahimovic și Fabianski. Și Ortega și Morata și Tavernier.
Bă, cum, bă, ce pachet. Și mergem la pachetul Premium Team of the Week Pack. 3 jucători, toți Team of the Week. Să vedem ce prindem. Franța, CF, Turam, nu, Diaby, doamne, Turam, Diaby, 86. Nici nu știu cât să fie asta, 20.000? 20.000 și cu încă 20.000 pe spate, ia ca un 40.000 și cu un somor, 45.000 făcuți pe acest weekend league. Cool, 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 cool. Și în spate se află Avila și Doyle. Super. Nu pot să zic că s-a meritat acest weekend league, dar na, e bun ca și folder, e bun ca și exercițiu. Poate am să reușesc weekendul viitor 10 victorii și aici vreau să rectific, cu 10 victorii nu faci rang 5, cu 11 victorii faci rang 5, cu 10 victorii rămâi la 50 de puncte. Și poate o să avem premii mai bune. Până data viitoare, vă urez o săptămână minunată în continuare. Nu uitați să-mi spuneți în comentarii voi ce ați prins la weekend league și nu uitați, jucați FIFA, că nu vreți să fim eu mai bun decât voi. V-am pupat, ciao!